Sunt în camera la Eddie și la Eric, în camera lor de joacă, și vreau să vă arăt de ce este ocupată cu macaraua și cu gara pe care le-a primit de la Moș Crăciun. Nu mai este loc de nimic altceva, să vă arăt. După cum ați putut să vedeți, Eddie se joacă, Eric este dincolo și doarme, Cipri este la sală, urmează să vină acasă și după ce vine la casă o să plecăm cu toții, împreună cu Oma și cu Opa, la Triberg, unde este cascada aceea în trepte, pentru că este spectacol cu foc, cu lumini care luminează cascada, este foarte, foarte frumos. Eu am făcut un vlog tot așa la acest spectacol în urmă cu 2 ani, când am fost, doar că ploua tare, nu aveam GoPro atunci și filmarea nu este de o calitate bună. Dar astăzi voi lua cu mine GoPro-ul, este frumos afară, nu plouă, nici nu se anunță ploaie, ceea ce este bine. Și vreau să filmez spectacolul, să vi-l arăt și vouă. Gata, în sfârșit, după multe pregătiri, mă întrept în parcare, băieții sunt deja la mașină și plecăm la Triberg. Uite! Hello! Hello, hello, hello! Cum facem, că Eddie nu prea e tot, mai are și altceva? Da, uite aici, am adus noi. Zis Dani să-l iau și nu l-am luat. Am ajuns, suntem la Triberg! Bine! Merry Christmas! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Crăciun fericit! Este și poliție multă pe aici. Avem lango și uitați ce mare este, cu brânză și cu smântână. Au și varianta dulce, dar eu îmi plăcea sărată. Eu nu știu bebelușii voștri cum fac, dar și Eric și Eddie făceau la fel când era bebe. Cum simte căruciorul că stă și nu mai merge, cum începe să plângă. Așa că băieții se dau în roata aceea imensă pe care vi-am arătat-o. Părinții mei mănâncă langoș, mi-am lăsat langoșul acolo, nici n-am reușit să mușc o dată, pentru că a început să plângă și trebuie să-l plimb. Dacă nu doarme, trebuie plimbat cu căruciorul și are momente, chiar și când doarme, trebuie să simtă că este în mișcare, altfel plânge.
frumos a fost spectacolul. Doamne, fain.